Ia uite ce zici. Bună seara, suntem la barajul Basco pe data de 20 martie 2015, pescuim la mămăliguță. Cristinel la muscă. O, lă, ce-au bătut vântul, frate! N-am mai văzut nimic, nici Pluta, nici nimic. S-a pus un vânt urât pe seară. Alo, bă, și-a luat mămăligă ăsta, mă. Am luat oblete până acum la mămăligă. Am primit cadou și eu, vedeți. De mămăligă, dar știți când trage? Electric. Electric. Vedeți acum. Cristie pe bolda. Hai mă că ești la televizor, băgă-te. Da. E lucrare aici, să vadă lumea că mâncă pobletii la mămăligă. Ce valuri, păi nu-i zdeu la musca. E? Le-am scos-o din gură. Păi ce mă, până la urmă îi dau la muscă. Ți-a mai tras Cristi la muscă? L-ai luat? Ia uite-l cum trage ăsta. Filmați-l în direct. În direct la Pro TV. Aoleu, ce am scos-o din gură. Deci musca e mai tare decât ăsta, am zis, mă? Uite ce sară așa la suprafața și. Aleu, la... Uite-l, mă! Mămăligă, mă! La mămăligă, mă, la mămăligă! Altul, mă, al doilea! La muscă! Păi, frate, știi, 5 fără 20? Îți trage la țânțară, a? Da, bă! Și a intrat Nea Gigi în mână. Și-a intrat Nea Gigi în mână. Hai băieții, hai la mămăligă, hai tati. Hai bă, îneacă Pluta aia. Ești tu curajos așa odată în viața ta. Ai, ce ratare i-am dat. Aha. Ne văd ăștia pe noi, a? Am să mai avem mulți. O leacă de mămăligă. Deci pește avem aici în România. Pește avem în România. Să-i dau la o bobiță de mămăligă. Aoleu, și-a fugit ca lumea cu ea la fund. Cristi, la muscă ce zice tot? Atacă, nu? Ia uite și la mămăligă cum atacă. Păi ce să faci, mă, e bun și ăsta. La mămăligă. Am strâns pentru știu că mâine mergem la știu. Sunt cu muștile la atac. Muștele la atac, asta e mămăliguța. Plută fină. M-am și udat aici, am uitat că am intrat în apă. Hai să mă dau aproape de... Ala. Ia uite bă. Așa cresc cură apa bă, trebuie să mă dau în laterală. Vârsă astea, da, bă. Ce ești? Cine, mă? S-a dus la Mozacu? Cine s-a dus la Mozacu?
S-a dus cineva la pești la Mozacu? La fundata? Și a luat pește? Înțeleg. Păi să vină la Bascu aici. Aoleo! Chiar mai mă încoaie, ia doiul până la cap și vin pe. Ia doiul până la cap. De-aia zic și eu. Ce nu m-ai înghețat? Ia uză-l, bă, pe urs! Mai am o leacă de mămăligă și după aia de lomsc. Am băgat una mai mare, să vedem. Dau într-un cal acum sau... Aici, mă. Ia uite ce stătea ala cu ea în gură. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Da. A intrat soarele. Să dăm mai în față. Ne distrăm. Ala, ce am scos din gură. Că nu dai nada, dai momeală. Te băci, Cristi, ce sar acolo. Mai am o leagă de mămăligă și bag la... O, mă, că sare și-l mai încolo. Cred că la ora asta nu prea mai place mămăliga. I-a intrat între dinți. Și văd că tu la bul 2-1 după altul. După câte mi-a arătat mie sonarăci. După câte mi-a arătat mie sonarul. Aoleu, ce cal! Ia uite aici marfă, mă! Ia uite, bă, marfă, dar așa știu, dar și eu, bă! Băbușcă, mă, uite! Îți dai seama cum e asta la ștucă? După tine, așa. Mă băga la ștucă aia de... Băbușca? L-a aruncat, da. Păi oricum dau la artificiale, mie îmi place asta. Nu e stilul meu foarte ăsta. Linguri, muște. Cu alea dau eu pe ăla. Tu isterea mai dat. Am mâncat bine. Deci acum am deschis pe 17? Da, pe 18 a fost prima zi. Deci e voie, nu ai da. Mai artificial. Da. Dar anul trecut... Nu știu dacă numai la artificială. Ia uite-l, bă, Cristi, bă. Nu știu dacă numai la artificială. Dar eu dau la artificial. Nu. Până și ori mai reveni și alți pești, mai dăm la ștuc. E cam frig acum. Acum nu e frig, acum azi... Cu barca. A, păi nu, dăm pe bălți ăsta. Dăm pe bălți, nu stăm cu barca. Unde? La Găiești. La Găiești? Da. Da. De pe mal sau? A, de pe mal. De pe mal, da. Păi nu știu să vedem. Ce
Dă-i vrei la oblete, stai după băbușcă. Ah, ce am scos-o din gură. De la oblete, da, pe mai mică. Păi și crapul și ștup și carasul e acolo o grămadă. Da. Apa mică. Da. Are legătură cu Argeș. Tot textele s-au dus în... În bolți. Păi dacă are legătură cu Argeș, intră de acolo. Intră la depus acum. Adică ăștia, când se oprește? Nu știu, pe 9 sau pe 11 aprilie. Aprilie. Ar mai fi ceva. Ar mai fi, da. E prins. Mai e ceva. Crap, caras, în bolți. Și pe 11... Pe 11 aprilie se oprește și la Cristi, adă-mi minciogul. Pe 11 aprilie se oprește și la... La Scrumbie, la Sfântul Gheorghe, pentru 10 zile. Nu. Păi noi ne ducem la Scrumbie pe o perioadă când e. În Delta Dunării. Am fost anul trecut. Surina. Ați fost la Surina? Da. La pescuit? Somn, crap, caraș. A fost pe 1 iulie. În Bălți sau unde? Păi am dat pe canal la somn. Era o gagică aprinsă a niște somn de 4 kg, unul după altul. Noi mai... Dar pe care canal? E canalul ăla de intre în oraș? Care... nu-i... Busurca? Cred că da. Păi e ăla la pensiunea lui Nearelu. De asta noi, la pensiunea Mila 2. Când intrați în oraș, pe partea dreaptă e un canal mare, ăla e singur. Păi de unde intrați? Păi noi veneam cu vapor. A, și cum intri în acolo? Nu, cum intrați în oraș? Lângă plajă. E un canal. A, ăla e al doilea lângă plajă. Lângă plajă... Treceți orașul și... Comunitatea militară ce e acolo de poziții. Da. Și acolo e un pod și acolo... La ieșirea din podul ăla, vreo 10 metri are adâncimea apa. Și pe stânga sunt case. Nu mai e nimic acolo până la plajă. Și în partea stângă e marele bazin. Până în plajă. Acolo am dat la crap. Că n-am dat la... Aveam baterie la fund, la crap. Da. N-a vrut să mănânce la fund și am dat la plută. Da. Și ala l-am pus să pit. Bine că m-am gândit. Deci la crap ați dat la plută? La plută, da. Și cu ce? Bun. Cu ce nadă? Cu... Trei boabe, cu silicon, trei boabe cu boabă de scoică. Tare. Cristi, nu mai fac față. Așa, scoică. Cu boabă de scoică. Ei, miros de scoică. Boabă de porunc. Boabă de porunc cu miros de scoică. Miros de scoică, da. Și câte băgați? Trei? Trei. Și cârlii mai mare, de doi, de cât? Foarte bune siliconul. Păi și siliconul pentru ce îl puneați? Păi, puneam boabele pe silicon. Atârnate, nu erau pe... Aaa, ca... Ca și cum e cu firul de păr, ziceți? Cu fir de păr, da. Așa, domnule. Era pe silicon. Pe silicon, da. Le băgam... Știi, mă, da. Nu înțelegem ce e pe silicon. Niște crăpălăi. Doamne, te spăla până. N-am vrut colegul să iau barba. Păi, acolo era capul de linie, trecea ăsta de la Maxi Taxi, băiatul ăla. Și oprea acolo și treceai podul ăla peste canal. Ah, nu. Cum mergi spre plajă, în stânga. Și e un marele bazin, are vreun kilometru pe un kilometru. Acolo și acolo e de la... Chiar în Sulina, acolo în oraș? În afara Sulinii, la vreo 2 km. Taxiul mă duceam pe baltă. Acolo era un pătrat, așa, marele bazin. Venea vapoare mari și ancorau și descărcau acolo marfă. Cristi, vrei să spunem o șmecherie? Trebuie să nu mai dau la plută. Și de ce? Mi-au luat cârligul, bă. Gata, bă, m-a făcut praf. Hai, vină ca să-ți dau asta, bobiță. Ierea s-o cad în apă. Bobița. Hai, vină cu ăla, dacă vrei să mai mă răzgândesc. Magia. Asta e norocul tău, vei? Ultima, pe dacă mi-o dădeai când trebuie... Păi ce știu eu, acum mi-a luat cârligul, domnule.
Să dacă nu mai am cărlii la plute. Să dau și-o la muscă. Am înțeles, deci la Marele Bazin îi zice. Marele Bazin, o baltă. Merge la muscă, acum pui tu bă. Are adâncimea pe niște zone 10 metri adâncime. Veneau vapoarele mari și descărcau acolo. Dane. La Marele Bazin. A plecat cu ea de zici că e... Ia uite Cristi la muscă, bă. Ia tu mămăliga. Mă duceam cu barca așa, așa cu taxiul. 7 lei până acolo. Până acolo nu-mi dă după mămăliga, dar acum... Nu aveam putea. Că nu mai trage. Deci dânsulina a luat barca și cât mergeați? 2 km până acolo. Care barca? Nu, mergeam cu taxiul până acolo. A, cu taxiul până la Marele Bazin. Da. Și la Marele Bazin aveați locație? Ce locație? Pe mal. A, pe mal. Da, intra vreun canal în Marele Bazin ăsta? Da, da, știu. La coada acolo și acolo era locul pentru somn. Hai că zic, somn și alău. La coada Marelui Bazin? Da, unde intră în Dunăre. Aha. Deci Marele Bazin intră în Dunăre. Acolo veneau vapoarele și intrau în bazin la Dană. Da, da, da. Eu n-am văzut chestia asta. Cine știu, o fi în altă parte? Eu, vă arăt pe telefon, pe hârzi. Ce? Păi da, ăsta Dunărea, stați că plaja era în partea dreaptă și Dunărea venea în stânga. Dumneavoastră vă duceați către stânga? Păi, cu taxiul. Ești pe lângă cimitire alea, trei cimitire și alea amestecate. Așa. Și până când nu mai sunt case, eu știu șoferii, știu taximetriști. Și voiam la stânga, pe un drum. De pământ, asfalt, dacă cumva... nu prea plouă, aia. Da. Dacă plouă, mai nasol. Și poți. Dar și ce pește era acolo în bazinul ăla? E trestie, papură. E și crap și somn acolo? Crap, somn și apur și... Și șalău. Șalău, da. Șalăul se prinde pe... La... Unde iese canalul din baltă... Pe cracul Dunării. Și somn. Dacă aveam barca gonflabilă la mine, cine era? Puneam în taxi și n-aveam prea. Intrați cu barca dumneavoastră? Dacă săream la 10 metri în față, la 20, te spălau crapii cu ochi. Dacă le dai pe barcă, îl scoteai ușor, frumos. Da. Acolo, la mal... Dar ăsta, bazinul ăsta curge apa până el? Copil? Apa în bazin curge? Cum să curge? Curge când scade Dunărea sau crește. Nu prea se mișcă. Nu prea se mișcă. Are o sigură intrare atât. Aha. În rest e constant așa. Da, e ca balta. Eu mă gândeam că vine vreun canal, se lărgește și după aia se duce în continuare. În... Nu, nu. Nu așa. Și de ce i-au zis Marele Bazin că veneau vapoarele acolo? Da. Au pe mal, pe un mal, unde se intră la baltă, e betonat. Da. Are de-alea ghersoane, cum se cheamă, de-alea de legat. Da. Da, dar după Revoluție, a zis fost. Au terminat. Am înțeles. Nu mai oprește niciun vas acolo, nu mai intră nimeni. Înainte era interzis la pescuit și la... era zonă tehnică. Da. Da. Dar ăsta, Marele Bazin e aproape de mare, nu? Da. Tot așa, cât? Un kilometru până la mare. Doi, hai. 2 kilometri până la mare. Da. Păi e chiar în triunghiul care... De la Sulina...
parte. Și atacă Cristeș. Într-o parte e plaja și în partea elaltă e Crac. Uite Cristeș la malbă. Între Crac și plaja. La Plută, mă, e un loc ceva. E triunghiul Bermudelor. Hai, nu veni iar peste mine aici. Iar peste mine aici. Hai, hai, știi tu pe toate. Am înțeles. Păi și anul ăsta când vă duceți? Nu știu dacă mă duc. Dar în ce perioadă ați dat? În 1 iulie am fost, dar crăparii... Acum crăparii. Crap de 10 kg, nu așa. Vin la 1 septembrie. Dar eu am vorbit cu cineva în perioada asta și el prinde crap în delta acum. Ei, cum să nu? Care acolo... Bine, probabil trebuie să știi să-l cauți. Păi da, a zis că să știi să-l cauți. Cred că tot din barcă, tot la... Din barcă îl dă omul ăsta. Nu știu, mâine m-a zis că la fiecare. Omul dă din barcă. Și-i caută, că dacă nu e acolo, se duce acolo. Știe că el e din Tulcea. Da, știe pe unde să-i caut. Și stă câte o săptămână la pescuit. E rău cu... Hai, rău. Transport, faci mașina la Tulcea. Știu, păi și nu i-a lăsat-o în parcare acolo. Bă, uite bă ce trage la muscă, bă. Noi mai facem filme pentru pescuit. Scrieți Gabriel Ivan, care e numele meu, pe YouTube. Găsiți filmele astea, uitați, acum fac filmul. Cum se prinde obletele la muscă. Pe 20 aprilie. Și omul știe, știi? Gabriel Ivan? Da, Ivan Gabriel. Uh-huh. Și vedeți filme, am filme la Scrumbie, la Șalău, la Biban. Eu confecționez musculițele astea și liniile și fac filmele, le promovez, omul vede și locația. Acum când noi pune de seară filmul, omul vede. Uite, domne, la Bascov ce făceau. Prindea la mămăligă, ca mână de mămăligă, dar mergea pe seară și la muscă. Și vrem să facem multe filme acolo. Am făcut la Biban și Roșioară, rupea undița în două, dădeam la musculițe de mai. De 12 așa. O să vedeți filmele, să vedeți ce urmă. Ne-a plăcut la nebunie. Și avați în fața pensiunii pe ce? Luai 30 de bucăți la 2 kg într-o oră și ceva. Era distracție, știi, tot așa. Jig, jig cu cap de jig. 3-4 musculițe pe fir și recuperai constant, odată îți lua bățul de mână. Acum vrem să încercăm și crapul la muscă, că nu l-am încercat. Crapul mare să-l prinde cu musculiță artificială, știți? Ia uite, acum dau la musculiță, că acum e seara, eu cu prietenul meu, Cristi. Crap mare la muscă mică. Crap mare la muscă mică, da, bineînțeles. Eu am prins crap la peștișor, vedeam la Șalău. Am mai avut niște aventuri de astea. Plecam tot la Șalău și mi-a plecat să-mi rupă undița. Mă, ce trebuie. Dădeați la vobler? Nu, la peștișor. A, la peștișor. Păi, păi da, da, mănâncă carne. Firul în sus și începe să zboare. Eu. Cormoran. Trăgeam de fir și el zbura pe sus, parcă eram cu smeu. Da. Aia a fost altă aventură. Dar aia altă... Dădeam la Șalău și la pește, peștișor a venit crapul. Da, e, crapul mare în general mănâncă... Am auzit tot ăsta. Mănâncă puiet. Sex, ăștia mai mari devin femele toți. Da, mănâncă puiet de ăsta, da. Să hrănesc, că... Vă dați seama că la statura lui nu-i mai ajunge o lăcusă. Vreau carne. Da. Dar el natural mănâncă și musculițe naturale, înțelegeți? Dacă, de exemplu, dacă vine o invazie de lăcuste, el e poapă să le adune crapul, ca orice pește. Și atunci noi vrem să profităm, înțelegeți? Să încercăm să-l prindem la musculițe, că străinii îl prinde, știi? Unde? Pe orice apă, lăi. Dacă vă zic... De acord, dar el iese greu sus. A fost cineva anul trecut în delta și zice, Gabi, nu luam niciun crabă, nu trăgea nimic. Știți ce a făcut? A luat ce am luat barca, am stat pitit și liniștit să vedem ce se petrece. Toți crapii erau la suprafață, mâncau muște naturale. Da. Da. Deci vara erau și mâncau muște și el căuta pe fundul apei cu boabă. Cu... Și nu le trăgea, înțelegeți? El căuta pe sus. Da,
așa, poți să dai și pe ăsta sub pont, pe sub asta, care din pom, mai care câte ceva. Da. Să nădește. Când e în floare sau când e... A, să-l găsești pe crap acolo unde e. Da, când e... Stă și la vânătoare când cade ceva, nu? Pe sub pom acolo. Da, florile de la pom, după malul apei și chiar fructele. Aha, deci e perioada bună când poți să-i dai de sub. Păi, dai pe sub pom. Da. Care... Nu înflori? Orice pește adună și el de sus ce vine. Da, vă dați seama că pescuitul la crab, la muscă, e ceva frumos, adică. N-am dat eu la cireașă. Că ziceau ăștia, bă, că nu știu ce. Bă, cu ce dreapă, ia mă, cu ce dai, dădea cu cireașă. La clean? La clean. Am auzit, n-am dat cu cireașă. Cad din pont. Fructe. Da. Cireașă, vișine, ce cad. Papă. Crapul, atat. Eu cred că așa se comportă toți pești, mai ales că vede o leagă de mișcare. E, diferă. Răpitorul e răpitor. Da, diferă la atac. Dar și crapul e pe vedere când atacă. Am văzut eu la un corean un film mișto. Când ataca, așa făcea gura. Deci i-a luat tot în gură și de dea înțepătură, că nu trebuie să stai să aștepți. Să plece cu ea. Ați înțeles? Da, da. E toată treaba pe vedere. Uitați, vedeți la musculiță când joc eu musculițele? Fac. Trag și trag să le imite frumos. Iar apoi el când atacă face un cerc. Când face cercul, trebuie să dai înțepătura. Ca altfel dacă nu o scuipă. La păstră trebuie să vezi când atacă. Da. El atacă, dacă ai văzut valul, da. Cam atunci trebuie să faci. Dați înțepătură. Pe cum le țin eu acum pe apă lor, le mișc ușor. Cristi pe partea alaltă îi păcălește și el. Cam greu. Cam greu, a? La ștucă, am zis. Unde intrați? Păi ne ducem pe șoseaua veche. Autostradă e mai repede, nu? Păi e, dar nu mai știu intrarea aia, ci că e până în Petrești, nu am ieșit pe ea, dar nu mai... La Găiești, la Baltă, se intră pe două părți. Cred că prima intrare. Păi prima intrare, dar nu știu care e, la ce kilometru e, că aia altă parcare era la 70. Intră prin satul ăla, prin ce... Da, era un sat, nu era mare, are un kilometru și ceva până la... Până la autostradă. Dar nu e aia către Petrești care ne duceam noi la Șelaru, pe râu Dâmbovnii la Clean. Nu mai știu. Că e una mai încoole. N-am mai fost. Mă duc de regulă vara pe Oi. Am fost și am făcut niște partide frumoase, o partidă la Șaloc cu un prieten. M-am învățat și pe mine la twistere, că nu știam. Dar după am găsit plase pe acolo. Păi nu, dădeam pe apa liniștită, jumate lacul. Păi dați așa toată apa, nu dădeam pe pile. Nu, no, uite cum e apa asta, ne așezam în jumate și dădeam. Păi da. Da, da, era structură jos, ne-am dus cu sonarul, nu era așa apa. Să dai la nimereală, ați înțeles? Da, cu sonar, da. Cu sonar, am găsit structuri și era structură. Praguri, da, păi era un fel de găuri, așa. Apă la 8 metri, cădeam apă de 12 metri. Eu am prins cealaltă cu 2 ani din bară. Te dai pe ăla. Păi eu nu știam cu ăla, eu dădeam înțepăturile scurte, am mai avut atacuri de la... Sat, ca la ștucă. La twistere. M-am învățat. Auziți? O să vedeți un film, se numește Pescuit, Șalău și Som Mare, liniuță spinning pe râu Olt, 1-10-2014. A, am intrat cu mai mult. Ia să vedeți filmul ăsta. Eu am luat unul la 4 kg 200. I-am dat bățul lui băiatul ăsta. Mare. La un singur, la pe Golești, la un singur pescuit, la Golești am luat 7 șalei din bar. Cu pe barajul mare. Da, la Golești. Acolo nu prea am dat, că dacă nu mai am barcă n-am mai intrat. Eu am intrat cu el.